voi trece așa prin viață Am iubit și alții, vest, cred că asta e legea firii Când domnule și zâmbesc doar la placăra iubirii Inimă, iubire, sănătate Farmacia inimii catena Dedechim compania numărul 1 din vestul țării în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dedechim este o societate cu experiență în domeniu care dispune de personal calificat și autorizat pentru astfel de lucrări. Dedechim folosește soluții inovative cu servicii de calitate. Operațiunile firmei Dedechim se pot efectua în domenii publice, parcuri, zone verzi, spitale, școli, hoteluri, ferme, sere și unități de producție. Dedechim are o experiență de aproape 30 de ani și deține un portofoliu vast de clienți în toată țara. Dedechim profesionalism, calitate și responsabilitate. Dedechim pentru o viață în siguranță. Am iubit și am să iubesc inima e săltăreață sănătos am să trăiesc și voi trece așa prin viață Am iubit și am să iubesc cred ca stai legea firii Când și zâmbesc Doar la placăra iubirii Inimă, iubire, sănătate Farmacia inimii catenar Domnilor și domnilor, ora exactă, Antena 3 a un invitat, recunosc că îmi face plăcere să mă reîntâlnesc cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobuțanu, care n-a mai fost de mult la Antena 3, dar am putut lua cunoștință despre ceea ce se întâmplă în Hunedoara. Însă, odată în plus, mă bucur să salut prezența domnului Dan Bobuțanu. Bine ați venit în studio. Mulțumesc pentru invitație, vă salut. Domnule primar, să știți că. Sunt multe despre care vom discuta, dar pe mine personal lucru care mă bucură cel mai mult este șantierul din jurul castelului, acea stradă care de ani de zile, acum nu mai trec mașini, dar zupeai roțile pe niște bolovan de râu acolo, toată acea zonă este reconfigurată și mă bucur să. să Poate deschidem chiar cu asta, dacă mi-a venit mie în cap. Așa că am văzut-o și m-am bucurat și m-am uitat și la acel filmuleț cum sunt așezate cubulețele de, de granit acolo. Mi se pare și inspirată în maniera în care ea este uh, renovată. Și avem și niște imagini cu uh, Strada Castelului, dacă le găsim să le dăm. Deci... E, este interesant proiectul, mai ales uh, la momentul filmării, în care vedem uh, muncitori care nu sunt din România. Apropo de. Vrem locuri de muncă, dar nu încercăm să ne angajăm și uh, pe această piață a constructorilor, a drumarilor. <laughs> Cred că figurile lor uh, spun totul despre cine lucrează acolo. Este un proiect interesant. Acum uh, în această dimineață am avut audiențe și în audiență a venit uh, o doamnă și cu fata domniei sale uh, de a ne întreba ce ar trebui să facă ca să-și modernizeze casa de pe strada castelului. Și zic, la ce vă referiți? În deci, momentul pe drumul. în care am văzut ce faceți acolo, vrem și noi să modernizăm casa. Este o casă micuță, veche, probabil da, undeva da. înainte de 1950 construită. Și să ne facem și noi, să o ridicăm, să facem o mică pensiune. Tanti zicea că vrea să vândă plăcinte pădurenești, o să treacă Uite, multă lume. da este un proiect din așa numitul Coridor de Vest, practic este partea de vest a orașului, și care își propune să modernizeze toată zona. Aici avem aleia pietonală în imagini, de pe, de pe lângă pârâul Zlaști, strada Castelului, așa da. cum a spus dumneavoastră. Este reconfigurată cu două trotuare stânga-dreapta cu plăci de andezit fiamat, ca să nu alunece și iar pe mijloc am ales soluția cu piatră cubică, ca să-i dăm aspectul așa de la Anul 1900, așa spunem noi, avem expresia aceasta. Corigolă de scurgere da. apelor pluviale pe mijloc. Și acolo undeva chiar la început să-și vedea căsuța pe care familia respectivă dorea să o modernizeze. Strada aceasta practic pornește de la intersecția de la fostul magazin Mendi, dacă mai țineți da, minte. Da, cum să nu, da. Din Elisabeta Mărginanu pe strada 9 Mai. Pe strada maior stângă, mă scuzați, o bucățică pe 9 mai, după care cotește dreapta pe strada Castelului, mergând până după intrarea de la Castelul Corvinilor, până în Constantin Bursan, strada care merge da. către Zlaș. Deci, practic, toată strada aceea va trebui să arate la final, cam cum se vede, mă rog, în imagini, cum se văd imaginile, randările, când va fi gata. Eu cred că este o investiție importantă pentru că sunt mulți turiști care pătrundeau pe această zonă. GPS-ul te cam duce la castel și prin, prin intrarea aceasta, nu doar prin cea din Constantin Bursan, și evident că aveam în plan să modernizăm toate străzile. Ne interesează în mod deosebit să le și dăm un aspect modern, dar și un aspect. Să păstrez o patina vremea. Da, da, o da, da. vreme, așa cum a spus noastră, și de aceea și am optat pentru uh, Piatra Cubică. De mult nu s-a mai făcut-o, adică nu, eu cred eu că de mult niciodată, de... niciodată. Cred că strada era de când m-am născut de de eu, ani, sub nicio da. formă uh, nu a fost niciodată modernizată. Evident, și digul acela de pe, de pe da. râul Zlaști va fi și el reabilitat. Și o să avem o zonă turistică, o altă intrare spre Castelul Corvinilor modernizată. Un proiect pe fonduri europene, un proiect vechi uh, care va fi completat, văd acum și Castelul Corvinilor va fi completat și cu o nouă o continuare a, a reabilitării castelului. deci aveți că de asta urma logic Castelul un nou proiect pentru castel. A, aici avem o problemuță cu riveranii, sunt uh, unii riverani care au fost notificați de a-și repara gardurile, de a-și repara casele. Sper să înțeleagă necesitatea lucrărilor și din punctul lor de vedere, pentru că până la urmă vine turistul și vede o stradă uh, nou-nouță, dar gardurile, casele la unii dintre ei lasă de dorit. Dar așa cum am avut surpriza să primesc dimineața acea familie, care să ne întrebe ce pot să facă să-și reabiliteze zona uh, care le aparține, sper să dorească și alții. Ar fi logic, într-un fel, să. o chestie de, de respect pentru, pentru zona aia. Absolut. Iar în legătură cu Castelul, anul acesta finalizăm uh, uh, acel proiect de 5 milioane de euro pe Castelul Corvinilor de reabilitare și uh, deja. Avem câștigat un, au, un alt proiect de aproximativ 6,6 milioane de euro de această dată. Au fost, a fost deschisă o linie de finanțare de, de Ministerul Fondurilor Europene pe așa numită Ruta Castelelor, unde între cele 10 proiecte care au fost acceptate, unul este Castelul Corvinilor. Avem și noi o cofinanțare importantă, nu puteam altfel, a trebuit să punem o sumă destul de mare. Undeva la 11 milioane de lei punem noi din totalul acesta, dar important da. este partea plină a paharului, adică reușim până la urmă, punem noi 2 milioane de euro, deși statul român 4,5 da. milioane de euro. Și ce se va întâmpla de banii ăștia? Tot ceea ce nu este reabilitat în momentul de față, ce -a mai rămas de reabilitat la Castelul Corvinul, pornind de la faimosul turn Buzdugan, absolut tot va fi reabilitat. Povesteam colaboratorilor așa ca o, ca o glumă că vom noi echipa noastră dacă vom mai fi aleși evident sper să avem reabilitat uh, castelul pentru prima dată în totalitate după marele incendiu de la 1.854 tot au fost uh, etape de reabilitare a castelului Corvinilor mai mult sau mai, puțin mai sau mai puțin inspirate de această dată vrem să finalizăm absolut tot și cu asta să spunem, da, în momentul de față, castelul nu mai așteaptă decât uh, mobilier în sălile importante care sunt de vizitat și turiștii. Oricum, uh, maniera în care, apropo de când v-ați născut, uh, când am fost prima dată copil la castel, nu mai seamănă, sau mă rog, nu mai seamănă, evident că seamănă, dar spațiul vizitabil, ca să zic așa, s-a mărit foarte, foarte mult. Iar foarte multe aripi au fost reconfigurate, circuitul arată altfel, încăperirea arată cu Le-am recomandat prietenilor mei, dacă n-ați fost de mult la din or mergeți, că o să aveți niște surprize foarte, foarte plăcute. Eu chiar vă sugerez, vă rog, când aveți timp într-o emisiune, să-l invitați pe, pe Sorin Tincu, pe directorul Castelului, să explice doar câte spații de vizitare au putut fi redeschise cu ajutorul acestui proiect. Sigur că da, în general, proiectul uh, Castelul Corvinilor nu este un proiect cu o adresabilitate mare către cetățeanul din municipiul Hunedoara. El a fost de atâtea ori la castel, nu cred că mai are de ce să se ducă, cu excepția celor evenimente care se creează cu noaptea muzeelor, cu diferite uh, festivaluri care se uh, organizează la castel. Dar, în primul rând, turistul care a venit odată și ar dori să mai vină și a doua oară, este clar că are ce să vadă în momentul de față. Iar Toată proximitatea din jurul castelului trebuie, la rândul ei, reabilitată. Curtea, a castelului, care trebuie reabilitată, clădirea unde, uh, clădirea unde este actualul muzeu uh, al castelului. Am reabilitat clădirea Breslelor. Uh, mai sunt câteva clădiri care, și ele, la rândul lor, vor avea parte de finanțare pentru a fi reabilitate. Chiar încercăm să să terminăm în ghilimele toată povestea asta de reabilitarea castelului uh, în următorii, știu eu să zic așa, 2-3 ani de zile, cam atât ar trebui. Da, <coughs> proiecte foarte complexe și aici uh, pe scune ne referim, dar mi se pare că e important pentru că mi-a plăcut inițiativa cu drumul corvinilor, uh, acele panouri care au fost și extinse. Chit că au fost și binevoitori în ghilimele care au considerat că uh, trebuie ei să-și bată cumva joc de ce se face, dar uh, au fost totuși puțini, iar drumul Corvinilor este uh, clar, o... mi îmi place și estetic. Am văzut acolo și niște discuții legate de uh, ce și cum. Mie mi se pare uh, estetic, bine găsit și o zonă de informare foarte complexă acolo. Tot timpul veneam și în emisiunile dumneavoastră, dar și la alte posturi de televiziune. Multe discuții în spațiu online sau între cetățeni. Castelul nu se promovează suficient. Noi știm cu toții că facem un efort mult mai mare decât s-a făcut în anii din urmă de a promova Castelul lucruri. Vinilor, în primul și în primul rând, ne interesează într-un mod deosebit istoria locală, istoria Transilvaniei, istoria României până la urmă, dar ne interesează și aspectul financiar, pentru că dacă știi să promovezi cum trebuie, evident, acest lucru îl vei, în, îl vei vedea în încasări. Turiștii aceia plătesc bilet, casele de uh, producția filmelor plătesc contracte pentru a putea să filmeze acolo. Vedeam cum cresc în casările, știam că facem tot ce este posibil pentru a-l promova. Întotdeauna este loc de mai bine. Nu există o unitate de măsură. Toată lumea spune, dar nu-i destul, nu? Vei asfalta 10.000 de kilometri de autostradă, da, nu-i destul, mai trebuie încă 100 de kilometri. Întotdeauna este loc de mai bine. Și atunci am zis, cum putem noi să demonstrăm tuturor că promovăm nu doar castelul, promovăm și familia de Hunedoara și totodată ne promovăm orașul. Am văzut Poate această și educație, expoziție, educație și o ed da, educație, dacă da, vreți, da, este, este. din punct de vedere istoric, din punct Absolut. de vedere urbanism. Am văzut acest uh, proiect undeva în România, mai precis la Buzău și fiind prieten cu primarul de la Buzău, i-am cerut niște detalii, Ba mai mult am trimis pe cineva din primăria Hunedoara să vadă exact tot ce a însemnat proiectul lor. Ei aveau acest proiect în 2018 cu ocazia centenarului, cu luptele purtate de armata română în, în zona respectivă. Și văzând proiectul, atunci am zis, haideți să promovăm ceva ce este al nostru. Ei au promovat centenarul, noi haideți să promovăm familia de Hunedoara. Logic. Povestea familiei da. de Hunedoara nu era o poveste cunoscută. Toată lumea venea cu ideea, promovăm castelul. Castelul începe să promoveze și singur, în ghilimele, practic prin rețele de socializare, prin ceea ce firmează posturile de televiziune, prin știrile care se dau, prin numărul mare de turiști care vin, castelul se promovează și singur. Promovând istoria familiei de Hunedoara, încercăm să intrăm ușor, ușor în, în mintea copiilor, în mintea adolescenților, de a vedea ce a însemnat această familie de Hunedoara pentru Transilvania, pentru România, pentru uh, Regatul Maghiar de care a aparținut Transilvania. Și de aici a venit uh, ideea cu uh, drumul corvinilor. M-am gândit cum să i spun, cream toate aceste lucruri uh, uh, cumva împreună cu Sorin Tincu, împreună cu alți colaboratori, dar până la urmă uh, încercam să întreb dacă ceea ce trecea prin cap era ok. Și zic, uite, haide să i spunem drumul corvinilor. Veniți cu idei despre familia de Hunedoara, există mai multe lucrări scrise uh, Inclusiv de Ion Aurel Pop despre cronologia acestei familii Cu legenda intrării în spațiul Transilvanean Cu legenda că s-au născut de fapt în spațiul Transilvanean Și de acolo au pornit primele panouri, practic dacă te uiți pornind dinspre Deva, mergând către Către centrul orașului Vei cunoaște toată istoria acestor personalități a familiei de Hunedoara. Mai departe, evident că a trebuit să mergem cu o altă idee și am spus, bun, acum haide să încercăm să dăm anumite legende, să creionăm și să ilustrăm anumite legende despre castelul Corvinilor. Astăzi cred că este cea mai, cea mai lungă expoziție istorică pentru că avem aproximativ 500 de metri liniari de panouri istorice în aer liber. Am mai văzut și prin alte orașe, am văzut la Drobeta, era ceva foarte frumos, dar cred că în Transilvania este cea mai mare, cea mai lungă expoziție istorică. Și unitară, de acest... adică cu având și unitară, tematică, da. categoric mi se pare cea mai lungă. Mama, maica mea stă în București, în sectorul 4, au și un slogan acolo interesant, locuiești în 4, te faci de 10. Și <laughs> într-adevăr, <laughs> panouri din astea cu personalități din București stând gură cască în stații de autobuz pe acolo, într-adevăr, tot citești, băi, chestii interesante. De vă spun că în primul rând, e foarte important pentru educație. Aș recomanda tuturor celor care parcurg ăștia 500 de metri, nu știu dacă să fac de 10, dar de 8-9, sigur. Cu siguranță poți vedea multe lucruri interesante. Sigur, Eu sigur. acum acum nu mai poate nimeni să spună că nu promovăm destul castelul Corvinilor. Pe acest tronson de stradă <coughs> intră aproximativ 3-400 de mii de turiști anual în Unedoara. Mai există un, un tronson pe care pot intra în Hunedoara și intră dinspre Hațec, da? E o altă zonă. Ei bine, zona aceasta toată este modernizată, are un aspect arhitectural plăcut și acum este completată cu acest drum al corvinilor. Oamenii aceștia sunt mulți care opresc mijloacele de transport, coboară și se uită și citesc cred eu, cu interes familia aceasta fascinantă a familiei, uh, povestea aceasta fascinantă a familiei de Hunedoara. Ne puse în drepturi după foarte multe vreme, vorbeam chiar săptămâna trecută cu părintele Necula că uh, pe vremea comuniștilor a pus într-o paranteză, așa era Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, importanți categoric, cred dar că ai de noi, de noi când transilvam, domnule, la știi că nu era chiar român și, și, nu și, și, da, da, este adevărat, totuși nu a fost omis de tot. În nu prim, de tot, nu prim, dar de tot. nu era În pe știam planeta. din istoria care am învățat -o înainte de 1989 despre bătălia de la Belgrad, că nu era exemplificată cu ceea ce cunoaștem astăzi. Se știa că Matia Corvin, chiar dacă l-am botezat noi Matei, Corvi da. Matei Corvin, da. a fost unul dintre cei mai mari regi ai uh, regatului maghiar. Se, se cunoșteau unele lucruri. Acum, cred că, prin proiectul acesta, care e un proiect de suflet până la urmă, am dezvoltat foarte mult și cunoașterea uh, tinerilor în primul rând, dar și al dulților de vârsta noastră, sau a persoanelor de vârsta a treia, și totodată am adus în atenția publică din ce în ce mai mult în ultimii ani pe lângă Castelul Corvinilor și familia de Hunedoara. Este foarte important să fie legate aceste Absolut. nume uh, între ele. Nu se putea Castelul Corvinilor fără familia de Hunedoara la modul cum arată Castelul Corvinilor pentru că ei au început primele lucrări cu adevărat în 1407 când l-au și dobândit și totodată familia de Hunedoara la rândul ei având centru aici, nu, a primit și numele de Hunedoara. Cel puțin eu așa traduc istoria aceasta, poate o fac dintr un patriotism local puțin mai exacerbat, dar eu cred că este important pentru fi pentru fiecare român să cunoască ce a însemnat Hunedoara, ce a însemnat familia de Hunedoara și ce a însemnat Castelul Corvinilor într o perioadă în care luptele cu Imperiul Otoman, luptele cu musulmanii au fost deosebit de importante și au scris istoria, nu doar uh, istoria celor ani ai evului mediu târziu, ci dacă vreți, și istoria acestor ani. Absolut. Chiar și istoria, istoria acestor a, Și istoria Europei, nu acestui Istoria sigur. Europei acestor da. ani. Așa este. Da, vorbeam apropo, vă dau dreptate 100%, vorbeam cu Adrian Stase toată săptămâna trecută, că și-a imaginat Mahomed al ii când a cucerit Constantinopolul ca acea bucățică de teren deținută în Europa va justifica pretențiile Turciei să fie primite în Uniunea Europeană? Nu. Niciodată. Niciodată. Avea Dar cum. așa s-a și Și-a imaginat Mahomed al III-lea uh, II în momentul în care cucerește Constantinopolul că drumul lui sau drumul urmașilor lui va ajunge într-o zi la porțile Vienei, ba mai mult, foarte multe populații care erau populație creștină din zona Balcanilor să devină populație musulmană, iată, în anii da. aceștia, nu cred că puneau problema așa, dar așa s da. Și să nu uităm de unde toate aceste lupte, care iată că și astăzi stăm polemică, ea sunt state care nu sunt recunoscute de unii sau de alții, Mă rog, fără să intru exact. mult în detalii. Exact. Palpitant, Palpitantă incursiunea noastră istorică. Să vorbim și de alte, de alte obiective. Muzeul Fierului este iarăși un muzeu la care, bun, nu mai există combinatul, dar oamenii n-au în memoria colectivă. Cetatea de oțel și foc a rămas și eu cred că este foarte important. Pe baza lui s-a construit o industrie, s-a construit o țară la un moment dat pe metalul de la Unedora și investiți în Muzeul Fiedrului. Avem A, din An în... de zile am explicat imagine. tuturor care au dorit să mă asculte, tuturor celor care au fost interesați de ceea ce spuneam. Noi am gândit totul la scară mare. <coughs> N-am lăsat nimic la voia întâmplării. Sigur că da, durat ani de zile până când proiectele au început să fie lucrate, să fie implementate. Dar iată că astăzi prin postările noastre putem să arătăm că acest muzeu al fierului salvează de fapt o clădire istorică, o clădire veche construită undeva în urmă cu 100 de ani. Este vorba de una dintre băncile municipiului Hunedoara, orașului Hunedoara, ținutului Hunedoarei de atunci, Banca Agricolă. Gândiți-vă că această clădire, eu cred că în 2-3 ani de zile, sigur s-ar fi prăbușit la modul... La modul uh, fizic, pentru că nu avea centură de beton, pentru că era degradată acoperișul, ploaia an și ani de zile, practic era o clădire da. părăsită, aflată în proprietatea noastră. Am spus atunci: haide să salvăm clădirea și să facem acolo muzeul fierului, pentru că se află în proximitatea castelului și ai posibilitatea să mai deschizi un orizont de, de vizitare, pentru că se află în proximitatea uh, pieței Piața Libertății, da, din. Uh, din centrul vechi al Hunedoarei și așa s-a născut ideea Muzeul Fierului. Nu sunt lucrări ușoare. Vă rog să mă credeți, în momentul în care a fost decopertat acoperișul, mă uitam că nu avea, nu avea structură de rezistență, nu avea centură de beton. Vedeți că s-a turnat centură da. de beton. Imaginați-vă, acoperișul acela să stătea practic prin greutatea grinzilor. Când a dat jos acoperișul, primul lucru care au venit și vi l-au spus, mare grijă să securizăm zona, să nu avem vreo surpriză cu vreo furtună, să dărâme clădirea. Zic, cum să dărâme clădirea? Haideți să vedeți. M-am dus și am văzut, nu, mai, nu avea centură de beton, așa erau construite da, la momentul da. ăla. Centura de beton, practic, erau niște, niște grizi de, de lemn care erau legate Disparând cu... Disparând cliziturile libere, patru. da. Acum zilele acestea am fost și am vizitat, mi-a plăcut că era un inginer tânăr care lucrează acolo, nu i-am reținut numele, mi-a dat niște detalii tehnice despre, despre noua construcție. E o nouă construcție practic. Aici vedem și unde este situată. Se vede perfect completa, piața da. Libertății. Uitați-vă ce, da. ce panoramă este. Spectaculoasă. Peste spune, drum da. de piața Libertății se află clădirea Muzeului Fierului, iar între piața Libertății și clădire se reabilitează cursul, se face promenada, reabilitarea cursului Cernei și totodată se pot observa deja capeții de pod unde va fi făcut noul pod pietonal la o înălțime apreciabilă ca să poți să treci pe sub el cu bicicleta pe promenadă. Deci totul este gândit ca un ansamblu arhitectural închegat. Este, nu vreau să mă plâng, dar este foarte complicat pentru toți colaboratorii uh, mei de a implementa mai multe proiecte cu mai multe societăți de construcții care la rândul lor trebuie să accepte că trebuie să stai după ăla. Nu poți ridica podul până nu-ți vine și utilajul să-ți facă albia râului Cerna. Trebuie să aștepți după cel care reabilitează piața libertății, pentru că tu ești cu parcul și nu poți să te intri acolo, că a plus statul stabilizat. Celălalt cu albia cernei, celălalt cu muzeul fierului, trebuie să grăbească foarte repede, că am de oprit circulația prin față, iar un alt proiect este cel cu strada 9 mai, Maior stângă, alea castelului. Deci, e o nebunie întreagă. Nu vorbim de un singur constructor, nu vorbim de un singur proiect. Sunt foarte multe sunt hectare multe reabilitate, proiecte. nu? Sigur că da. Chiar o să socotez toată zona câte hectare de teren uh, urmează să fie reabilitate. Uh, deci, uh, da, sunt, sunt lucrări impresionante care vor schimba complet uh, configurația municipiului în cele mai importante zone. Configurația zonei. Este clar. Configurația municipiului odată cu da. zona respectivă este clar. Și nu știu dacă mai aveți dumneavoastră și uh, celălalt proiect uh, cu clădirea de centru de tineret. A no, fost da, pus da, de curând. Este listă, da, cred de că a fost pus tineret. aseară. Cel uh, care centrul, da. unde, știți unde era centru pentru persoane da, vârstnice? Da, 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 da. Era tot o casă construită undeva înainte de cel de-al doilea război mondial. S-a mutat centru de persoane vârznice de acolo. A rămas casa doar cu pază. Și am zis, ok, ce facem cu ea? Avem foarte mult teren generos în apropierea. A, uitați! Da. În apropierea ă, castelului, și am zis, facem un centru de tineret cu un anfiteatru, piese de teatru care să poată să se desfășoare acolo, tot felul de activități pentru tineri. Mulți au râs și atunci, iar începe primarul, nu poate să o reabiliteze. Domnilor, am găsit soluții, am obținut finanțare și se lucrează. Se lucrează la ea, să și vede schimbă tot acoperișul, nu puteam să lăsăm în halul în care l-am găsit, se modernizează, se toarnă centură de beton, euh, subzidire, euh, se reconfigurează euh, încăperile. Și apare un nou pol de interes. Apare un, un nou dar, Ce pol faci de interes. în Hunedoara? Mai ales că aveți și facultate, ce fac tine <laughs> da. în Hunedoara? Totdeauna întotdeauna în Hunedoara puteai să vizitezi castelul, castelul da? Castelul, da. Și pe urmă mai uh, Încercam noi să sugerăm că ar trebui să vizitez și Biserica Sfântul Nicolae, pentru că este o biserică construită la 1457, să mai vizitez și alte biserici. Totuși nu reușeai să mai dezvolți altceva și am venit. Pot să vizitez Centrul Pietonal Corvin. Pot să vizitez Teatrul din Hunedoara cu cele trei fântâne arteziene, mă rog, fântâna din fața teatrului, care este spectaculos, poți să vizitezi zona de centru unde ai uh, zona pietonală Sanitas, zona pietonală Cora, zona pietonală Gambrinus. Dacă vrei să mergi mai departe, poți să vizitezi zona pietonală de la scări, cum îi spunem noi, care face legătura între orașul de jos și orașul de da, sus. Avem, da, cred că scările cred că le avem așa la, la la trepte, la trepte, da. La trepte, la scări, la trept. La scări, la scări, tot da. aia mă rog. Uh, dar, dar, spuneam că a văzut că scrie trepte acolo, dar. Mergem ușor și ne îndreptăm către zona castelului. Încep să vizitez zonele pietonale. Maior Stângă, 9 Mai, strada castelului, Muzeul Fierului, Centrul de Tineret, Piața Libertății, parcul din zona Piața Libertății. Și uite așa a trecut... O zi, două, deci nu mai stai, nu mai vii o oră Eu și Eu că da? dacă te plimbi în ziua respectivă, vizitând castelul și mai vizitând și o parte din oraș, ți se face foame și, și... parcă ai vrea să mergi să mănânci. După ce mănânci, ar fi bine să te și întinzi un pic, deci ți iei și o noapte de cazare, dacă reușim. Acea esplanadă. O noapte de cazare, da. minim o noapte de cazare. Este foarte important. Este și important, pentru da, că a doua zi nu vei pleca la prima oră vei fi interesat să mai vizitezi și alte locuri din dacă Malucerne e Mi se pare iarăși un avantaj fantastic. Mi se pare unul dintre puținele orașe de mărimea Hunedoarei, deci nu 150 De mărimea Hunedoarei nu cred că există Numai Care își pune în valoare râul care trece în foarte multe orașe din vestul Europei. Clujul, Oradea, da. Clujul nu prea are el. Somneșul acolo, da, și Oradea mai mult ora de, afară, de mai mult da, Sunt mă... orașe capitală de județ, orașe mari. Care totuși, noi trebuie râul. să ne recunoaștem da, limita. Da, da. Dar n-am -am renunțat aici la aici poate fi, poate fi foarte interesant. Eu mă gândesc la o seară să te duci la un doar, e cal frumos, hai să stau pe malul Cernei să beau o beret. Nu mai avem de așteptat decât eu zic anul viitor. Eu zic anul viitor cum se zice în, în folclorul popular, morcopt. Trebuie să existe finalizate aceste proiecte. Trebuie să fie finalizate. Da, nu știu dacă treptele le, le avem. Cristian, da, Chiar ar fi treptele, frumos, da? mă rog, pe Facebook-ul primăriei. Da, este, cred că le acesta dat, este da, un da. alt proiect. Acestea sunt alte trepte. Sunt treptele de la, de la Liceu 3, care fac. Și acestea sunt celelalte trepte de la poliție. Și aici sunt monumentale, deja arată foarte bine. Sunt foarte frumoase. Da. Urmează să fie puse băncuțe, coșuri de gunoi iluminatul este făcut. Am pus și balustrada, cu balustrada asta e o de ca pe constructori, cetățenii în continuu, dar balustrada, 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 balustrada făcea parte din proiect, numai... Au vrut și ei să o facă mai artistic și într arată, foarte într bine. sunt niște scări care duc în Mormar la Paris acolo. Da, da, da. Și da, 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 așa da. Au balustrada chiar, de genul Chiar a lucrat sta. foarte bine. Deci felicit constructorul pentru ideea cu balustrada. N-a fost ideea mea, a fost ideea lor. Uh, infrastructura rutieră? În momentul de față avem o analiză făcută. Noi avem în jur de 55 de kilometri de infrastructură rutieră Hunedoara, 185 de străzi și cred că în jur de 9 bulevarde, dacă nu greșesc ceva de genul acesta. Ei bine, în proporție, nu chiar 100%, dar în proporție foarte mare este făcută infrastructura rutieră Hunedoara. Avem niște proiecte scrise pe Angel Salini și care au fost și acceptate, deci un număr de 37 mai precis de străzi care vor intra în reabilitare. Anul acesta nu mai poți să intre pentru că deja temperaturile scad până să faci licitația, dar începând de anul viitor primele, primul calup de 8 străzi vor, vor intra în reabilitare și cu această ocazie vreau să informez pe Hunedoren că suntem pregătiți anul viitor să începem să asfaltăm străzile din zona chizidului, deci de la case. Practic ne-am focusat cât am putut de mult pe ceea ce a semnat aglomerarea urbană, un locul pe unde trei practic toți une doreni, chiar dacă locuiești, chiar dacă nu locuiești la bloc, ca să mergi la piața Obor, cu siguranță vei trece pe Bulevardul Republicii, Bulevardul Traian, pe Bulevardul Dacia, acele străzi trebuiau în primul și în primul rând reabilitate. Vom intra ușor, ușor către zona de case, și uh, sper să putem declara cât de curând că suntem pregătiți cu, să intrăm în primele zone de, de case din zona Chizidului. Sigur, nu omitem nici zona buiturii, le avem pe toate da. pregătite. Foarte multe blocuri reabilitate. Mai avem un pic câteva minute să vorbim și despre ele. Acest proiect de reabilitare a blocurilor este un proiect important pentru arhitectura unei orașe bine. Pentru peisagistica orașului să arate bine, pentru că chiar dacă ai o casă veche, chiar dacă e un bloc vechi, în momentul în care ți-l anvelopezi termic odată, scade factura clar cu... Toată statistica este verificată, cu aproape 40% scad consumurile. De asemenea, cromatica se schimbă și la tine, odată la bloc sau la casă, dar și a orașului. Din păcate ele funcționează foarte greu pentru că nu găsești societăți comerciale, nu găsești licitațiile, sunt licitații libere, să nu înțeleagă cineva că primarul de oriunde vorbește cu domnul Gurian care are o societate și spune îți dau ție lucrarea, nu se mai poate. Oameni buni, astea, astea au fost niște, niște lucruri vechi care s-au întâmplat în România. Practic prin sistemul electronic se poate înscrie oricine la licitație care îndeplinește condițiile. Problema este ce te faci pe urmă când vezi ce resursă umană are, poate mai există și întârzieri, cum au fost da. acum, COVID, războiul din Ucraina, care a dus la scumpirea prețurilor materialelor de construcții. Cu toate acestea am spus, hai să nu ne oprim. Dă bătaie mare de cal, stârnește mult, mult disconfort cetățenilor și o polemică întreagă. Clar, pe bună dreptate, când se termină în primar această lucrare, tu la meni pe constructor, eu, eu, E o problemă foarte complicată. Dar mergem mai departe cu ele, pentru că, în ciuda faptului că sunt greoi de implementat, cetățenii doresc să participe prin asociațiile de proprietari la aceste proiecte. Și au scris cereri ca să fie finanțate și avem în prima etapă, avem acele 8 blocuri de pe pietonalul Corvin. Dacă de regulă discut despre colaboratorii mei și pe bună dreptate, Aici discut despre o decizie pe care am luat-o cumva cu foarte puțin colaboratori, mergând mai degrabă uneori o decizie singulară. Am spus, pietonalul Corvin, vreau să-l facem așa cum îl gândim împreună, dar trebuie făcut. Mulți au spus, nu, nu va, da, nu va, da, nu va avea succes, va stârni mult deranj, va stârni multă polemică. Iată că pietonalul Corvin arată într-un mod. Eu spun deosebit, pentru da, că văd este. zilnic mii de oameni care se plimbă în zonă și nu doar din Hunedoara. Dar ce facem cu blocurile? Într-adevăr, ei când au spus colaboratorii, veți începe ăsta și va trebui să treceți la nivelul următor și nu sunt bani, știam că o să ajungem într-un blocaj. Dar totodată aveam niște informații de la Asociația Municipiilor din România că putem gândi un astfel de proiect. Făcând parte din Asociația Municipiilor ca reprezentant al Primăriei Hunedoara, făcând parte din bordul de conducere al ADR Vest, ca reprezentant al municipiilor din zona de vest, evident că dacă te interesează, poți să sugerezi și poți să lămurești pe cei care acționează pe fonduri europene de deci ce este necesar un astfel de program. Cel mai mare succes l-am avut atât la AMR cât și la ADR. Și în momentul de față noi avem semnată cerea de finanțare pentru cere 8 blocuri, ba mai mult, suntem în licitația de proiectare tehnică și execuție pe acest calup de 8 blocuri de pe Bulevardul Corvin. Dacă se finalizează licitația anul acesta, se poate începe proiectarea și totodată la finalul proiectării anul viitor să începem execuția. Asta reprezintă foarte mult interes din partea administrației locale de a arăta că acolo unde există putere de convingere pe argumente tehnice și, tehnic și economice, pot să deschizi linii de finanțare. Pietonalul Corvin este una, unul dintre proiectele care trebuie să fie de succes. Odată terminat cu înveloparea blocurilor, practic poți să spui că ai pus toată zona la punct. Nu mai trebuie să intervii. Și continuăm mai departe. Avem blocurile tur de pe Mihai Viteazu, două blocuri din cele cinci. Atunci n-au vrut să se înscrie în program cetățenii, acum doresc să se înscrie Alte două blocuri turn de pe strada trandafirilor, unde a fost aceeași polemică. Nu dorim să ne înscriem și acum se fac presiuni. Mă rog, în... s-au făcut presiuni pentru că între timp s-au înscris și au obținut finanțare. De asemenea, blocul unde a fost RDS-ul, da. unde a fost odată antena da. în Hunedoara. Da, da, poate, da, da poate, știu, știu, știu. Poate, poate ați rog. dori din nou da. să ocupați un spațiu <laughs> în municipiul Hunedoara, să aveți și noi o televiziune. nu toate televiziunile în capitala de județ. Să fie una și un municipiu Hunedoara, Uh, unul dintre blocurile de la CM uri și mai sunt uh, fosta școală de muzică, fosta școală generală numărul unu pe care A, vrem bă, să o și, și Școala vrem... generală numărul unu e foarte important. Din păcate, ni s-a dus timpul. S-a dus, dar mai am un minut, două. Un minut, două, da. Hai cu toate. Fosta școală unde da. vrem să mutăm în centru orașului uh, direcția de impozite și taxa primăriei. Să nu mai facă cetățeanul atâta drum, mai ales că în centru vechi nu mai e loc de parcare. Da. Uh, Totuși, un minut, să, aș fi vrut să vorbim de uh, Corvinu, de stadion, de, stadion, sunt de foarte Corvinu, multe, de da. de toate. Uh, și de faptul că aveți un buget de trei ori mai mare, am înțeles. Haideți într-un minut, condensați măcar să fie așa o ancoră către emisiunea viitoare. O ancoră către emisiunea viitoare. Corvinu, Stadionul de la Hunedoara da. cel nou, în data de 18 octombrie, uh, se va judeca a contestația licitației la Curtea de adică Apel București. Adică mâine. Da. Și se reia procedura, de se va face, da. nu trebuie Azi. să asculte nimeni minciunile adversarilor politici. Informația e de la sursă. prima echipa. De se face. Că și gândeam, face. Ce se acolo, da? De asemenea, echipa Corvinul cu bune și curele, că mai și pierde, da, ne-am certat, i-am băgat ieri într-o ședință, nu fac public acest lucru, nu vreau să apar pe Facebook, că îi bag în ședință conducerea administrativă a clubului, nu jucătorii, că n-am treabă cu jucătorii. Eu am treabă cu cei care sunt responsabili de buna organizare de la club și de conducerea tehnică a echipei, cu antrenorul. Și mi-au promis că își revizuiesc atitudinea și că vor da tot <laughs> interesul să câștige, ne interesează în mod deosebit să fim televizați, pentru că prin televizare atragi un, un sistem de PR foarte bun asupra municipiului Hunedoara. No, așa de din ce în ce mai cunoscut și prin fotbal. L-am făcut lucrurile la voia întâmplării. Sigur că da, de la momentul la care am fost uh, uh, ales primar și până la momentul acesta, am reușit să triplăm bugetul, dar datorită, să nu zic din cauza că noi e ok, datorită fondurilor europene. Oare afirmă încă o dată, acesta este drumul României, Uniunea Europeană. Alt drum nu există pentru noi. Este drumul bun, este drumul corect și este drumul de dezvoltare a României. Mulțumesc. Un sfârșit care pe mine mă satisface 1000%. Doamnelor, domnilor, îl felicit pe primarul Dan Bobouțanu. chiar îmi face plăcere să vorbesc și îmi face plăcere energia care răzbate dinspre Unedoara din foarte multe puncte de vedere. Deci a fost invitatul emisiunii Dan Bobouțanu, primarul municipiului Unedoara, le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit, dacă drumurile vă, vă poartă, 20 de kilometri sunt doar până acolo, mergeți și plimbați-vă pe la castel, pe pietonale, unde vreți, aveți ce vedea. La revedere, toate cele bune tuturor! Liderii europeni se reunesc de urgență într-un summit temându-se că războiul dintre Israel și Hamas a putea alimenta tensiunile intracomunitare în Europa.